Domnul Iisus le-a zis ucenicilor lui, voi sunteți prietenii mei și nu există dragoste mai mare decât să-și dea viața cineva pentru prietenii lui. Dar Domnul este mai mult decât un simplu prieten. Aș vrea în această seară fiecare dintre noi, dintre cei ce suntem astăzi aici, înaintea măreției lui, înaintea puterii lui, să-i spunem la fel ca unul dintre ucenici, Domnul meu și Dumnezeul meu. Amen. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu mine. Și aveam în minte vreo trei variante. Până la urmă Dumnezeu m-a călăuzit spre a patra. Asta a patra Dumnezeu mi-a revelat-o aici. Lucru care se întâmplă destul de rar. Și aș vrea să continuu să vorbesc în legătură cu ceea ce deja s-a vorbit. S-a vorbit și sunt sigur că ați fost atenți până în momentul de față despre pocăință. Amin. Mai întâi ni s-a citit un text unde Ioan Botezătorul spune, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi Mântuitorul Iisus vine exact cu același mesaj, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Amin. Și când Mântuitorul Iisus stă în fața lui Pilat și Pilat îl întreabă, ești un împărat? El spune, da, sunt un împărat, numai că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ea este deja în lumea aceasta, dar ea nu este din lumea aceasta. Așa că, odată cu Hristos, împărăția lui Dumnezeu a și coborât în lumea aceasta. Amin. Apoi ne uităm în Faptele Apostolilor, de unde o să vă citesc, tot așa, o jumătate de verset, Fapte 2 cu 38. Apostolul Petru vine și spune în versetul 38, Faptele Apostolilor, în capitolul 2, versetul 38, și sunt convins că voi, cei care sunteți obișnuiți cu Biblia, știți toate aceste versete. Zice așa, după ce mulțimea ascultă predica lui Petru, o predică pe care de altfel, dacă noi am ține-o astăzi, probabil că cei mai mulți oameni ar socoti că nu este cine știe ce. Dar norodul, mulțimea adunată acolo, spune Biblia, mai întâi în versetul 37, că au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă, i-au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și răspunsul lui Petru este acesta, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, un alt apostol, cel puțin la fel de cunoscut, apostolul Pavel, în versetul 30, spune în Atena, dacă înainte mesajul lui Petru e în Ierusalim, de data aceasta, în Atena, în capitala lumii civilizate, în versetul 30, apostolul Pavel zice așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Amin. Ioan Botezătorul spune asta, Mântuitorul Hristos, care este mai mult decât un simplu prieten, El este Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om în același timp. Apostolul Petru în Ierusalim, după ce predică și oamenii întreabă, străpunși în inimă, fraților, ce să facem? Și răspunsul e simplu, pocăiți-vă. Și dacă apostolul Pavel în centrul lumii civilizate, de jur împrejur cu filozofii vremii aceea, spune Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și ce-i pocăința asta? Și așa de fain o descrie apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, și îmi place să vă țin în picioare, și cel mai fain zgomot în biserică ăsta care se aude la voi, Domnul să vă binecuvânteze, sunteți pocăiți, ați venit cu Biblia, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 8, spune Pavel aici, probabil că n-ar zice niciun predicator din vremurile noastre, nu sunt mai bun decât alții, probabil că nici eu n-aș îndrăzni să spun ce spune apostolul Pavel aici, zice așa, începând cu versetul 8, le spune celor din Corint, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. No, dacă aș zice eu, măcar fraților că v-am întristat cu predica mea, nu-mi pare rău. Că mă mai chemați, că nu mă mai chemați, Domnul să vă binecuvânteze. Și fiți atenți, și chiar de mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat. Dar punem paranteză, zice, măcar că pentru puțină vreme a fost întristarea asta. Totuși, mă bucur că v-am întristat, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la
pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Vedeți, fraților, că există și o întristare după voia lui Dumnezeu? Și vedeți că Mântuitorul Iisus în predica de pe munte spune: ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Ei, la plânsul acesta se referă și nu la întristarea îngrijorărilor și nu la întristarea stresului, ci la întristarea asta a pocăinței, întristarea după voia lui Dumnezeu. Deci există o întristare, una singură. Că în rest spune Biblia că bucuria este roada Duhului Sfânt. Dar există o întristare după voia lui Dumnezeu. Zice, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră, în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce pocăința care duce la ce? Mântuire. La mântuire. Amen. Și de care cineva nu se căiește niciodată. Observați, există o întristare pe care nu o vei regreta niciodată. Toate celelalte întristări le regretăm. Te doare ceva, a ajuns până spital, mă, te-ai întristat de chestia asta, te-ai căit de lucrul ăsta, dar există o întristare care duce la pocăință. Și pocăința duce la ce? La mântuire. Și ce înseamnă mântuire? Înseamnă salvarea noastră de la condiția noastră umană. Noi suntem născuți păcătoși și direcția noastră este spre iad. Iar Hristos Domnul a venit în lumea aceasta să ne salveze de la condiția noastră, de la direcția noastră, slăvit să fie numele Lui. Și pe când întristarea lumii, fiți atenți, versetul 10, la final, zice, aduce moartea. Da? Întristarea lumii, stresul, ce aduce? Moarte. Stresul creează toate bolile. Sunt o grămadă de întristări care duc la moarte. Una singură care duce la viață. Știți care e asta? Întristarea pocăinței. Zicea Traian Dorz, pocăința este cu coaja amară, dar cu miezul dulce. Căci uite, zice versetul 11, apostolul Pavel zice celor din Corint, care după ce au auzit Evanghelia în prima carte, în 1 Corinteni, și ajunge Evanghelia lui Pavel la ei și întristarea asta duce pocăință și mântuire, evident. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi? No, pocăința asta se întâmplă. Nu te face să băltești, să stai liniștit, îți mulți oameni. Nu, pocăința mai întâi aduce o formă de neliniște. Uite, zice, și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, mânie împotriva păcatului, ce frică, frică sfântă de Dumnezeu, ce dorință aprinsă, adică râvnă după lucrurile spirituale, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. O, slăvit să fie Domnul! Așa de frumos descrie tot ce se întâmplă când omul se pocăiește aici, în Biblie. Așa de frumos descrie apostolul Pavel exact ce se întâmplă cu viața unui om când se pocăiește. Înainte de a predica, mă lăsa să fac și o scurtă rugăciune. Măcar că v-am ținut destul de mult în picioare, n-aș vrea să vă întristați prea tare, dar fără rugăciune nu există predică cu impact. Așa că, acolo unde sunteți, dacă sunteți amabili, închideți ochii împreună cu mine și dați-mi voie să rostesc eu cu voce tare această rugăciune și fie ca Domnul să ne asculte. Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ești prezent în locul acesta. Doamne, noi știm că întotdeauna ești prezent peste tot, dar mai știm ceva, că acolo unde se strâng doi sau trei pentru numele Domnului Iisus Hristos, există o prezență specială, Doamne, din partea Ta. Doamne, vreau în această seară manifestarea prezenței Tale să fie simțită de fiecare persoană. Doamne, aș vrea de la tinerii care sunt în locul acesta, copilași până la cei mai în vârstă, Doamne Dumnezeule, de fiecare în parte să Te atingi Tu. Doamne, ne dorim în această zi să spunem la fel ca Moise altădată. Doamne, vreau să văd fața Ta. Doamne, vreau să simt prezența Ta. Știu, Doamne, că nu trebuie să trăiesc bazat pe sentimente, dar știu, Doamne Dumnezeule, că de multe ori în bunătatea Ta Te atingi de inimile noastre. O, tulbură, Doamne, inimile mult prea liniștite, a celor care merg pe drumul înspre pierzare, și prin Duhul Tău cel Sfânt trezește în seara asta. Fă, Doamne, ca seara asta să fie o seară de trezire spirituală. Fă ca seara asta să fie o seară în care pocăiții să se pocăiască. Fă ca seara asta să fie o seară
în care cei care sunt pe drumul pierzării să se întoarcă la tine. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că tu cercetezi fiecare persoană de aici. O, aici e poarta cerurilor, aici e casa ta, Dumnezeule. Credem că există o manifestare specială a prezenței tale. De aceea mă rog în această seară, Doamne, spune doar un cuvânt, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de liberare, un cuvânt de mântuire, un cuvânt de ridicare, un cuvânt de mustrare, dar să știm că e un cuvânt care vine de la tine, pentru că știm că există putere în cuvântul tău. Știm, Doamne, de aceea nu ne este rușine de Evanghelia ta, pentru că în ea există putere. Tot ce există, există datorită cuvântului tău și toate au venit în ființă, pentru că la început a fost cuvântul. O, în această zi, Doamne Dumnezeule, lasă ca acest cuvânt rostit, ca în ziua de Rusalii, Doamne Dumnezeule, să aducă pocăință în inima noastră a tuturor, pentru că știm că întotdeauna credința vine în urma auzirii cuvântului și după aceea credința duce în mod real la o pocăință vizibilă. Îți mulțumesc, Doamne, că vei face asta și mai mult decât am putut eu să cer, pentru că Tu ești un Dumnezeu bun și m-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să vă așezați. Ce înseamnă să fii pocăit? Am crescut în familie de pocăiți și toată copilăria și adolescența am fugit de expresia asta. În contextul cultural românesc, cuvântul pocăit e folosit în mod peorativ, adică batjocoritor de cele mai multe ori și foarte interesant, am cercetat puțin problema asta. Doar în contextul cultural românesc și rusesc, deci aici ne asemănăm cu rușii, creștinii evangheliei sunt numiți pocăiți. De ce suntem numiți pocăiți? Că predicăm mult despre asta, dar acest concept e predicat în toate bisericile și e în cuvântul lui Dumnezeu, după cum ați putut observa deja. Când eram adolescent, așa cum am zis, crescut într-o familie de credincioși penticostali, fugeam foarte tare de ștampila asta de pocăit, mai ales la școală. Aveam un frate în biserică care cum ne vedea pe noi ăștia mai tineri de la depărtare, zicea pacea Domnului. Și mai ales la vârsta adolescenței, când aveai și alți prieteni de jur împrejurul tău, era foarte greu să le explici acestor prieteni, mă, dar ce cu salutul ăsta? Să le explic eu că acest salut e de la evrei, Shalom. Că Dumnezeu e numit Dumnezeul păcii și că există o pace care depășește orice pricepere, nici eu nu știam asta. Mi-aduc aminte de asemenea că după ce m-am întors la Dumnezeu, eram într-un tren care mergea spre București în vremea când eram student la teologie. Și în trenul ăsta era un tânăr care se ducea la București și el la un concert a unei celebre formații de muzică rock, care se numește Metallica. Era în București un mare concert și tânărul ăsta, stând cu mine în compartiment, se uită la mine și mă întreabă, zice, tu unde mergi? Și zic, mă duc la București. Și mă întreabă, ce faci acolo? Și zic, mă duc la școală, la teologie. Și se uită la mine și mă întreabă atunci, dar tu ce religie ești? Ei, și în momentul ăla, în mintea mea, s-a dat o bătălie. De ce? Pentru că m-am gândit în felul următor. Ce să-i spun la omul ăsta? Poate că omul ăsta nici nu știe ce înseamnă penticostal. Și unii au tendința asta de a lua cuvântul penticostal, nu-l înțeleg, îl asociază cu alții. Pentru unii, pocăit înseamnă orice religie în afară de ortodox. Și atunci m-am tot gândit. Ce să-i zic? Și tot m-am gândit. Și mi-a ieșit o expresie, a zis neoprotestant. Omul s-a uitat la mine și a zis, neo ce? Zic neoprotestant. Și am început să explic, pentru că eram foarte pasionat de istoria bisericii, cum stă treaba cu protestanții, cu Luther, cu Calvin. Și am tot explicat, acum toate călătoriile din România cu trenul îs lungi. Am avut vreme să-i tot explic. După un ceas și ceva de explicații, s-a uitat la mine și mi-a zis, mă, tu ești pocăit. De ce n-ai zis din prima că ești pocăit? De ce ți-a fost rușine?
Păi am zis, uite, eu sunt penticostal. Păi zice, de ce n-ai zis că ești penticostal? Că și mama tău penticostală e. Ce înseamnă să fii pocăit? Dacă ne uităm în Biblie și cercetăm conceptul ăsta care e extraordinar de important, ați văzut că Biblia spune că e o întristare care e după voia lui Dumnezeu și care duce la mântuire. Deci înseamnă că nu există un alt drum spre mântuire în afară de întristarea asta care e după voia lui Dumnezeu și care se numește pocăință. Dacă ne uităm în Biblie, și n-aș vrea să fac pe deștept în seara asta, că nu de-aia am bătut drumul de la Oradea, sunt trei cuvinte în Biblie care descriu de fapt ce este pocăința. Două cuvinte sunt ebraică și unul în limba greacă. Probabil că le-ați auzit. Primul cuvânt folosit în Biblie, în Vechiul Testament, este cuvântul naham. Acum, eu nu sunt foarte mare expert în limba ebraică, nu știu dacă am pus accentele cum trebuie, știu că întotdeauna se găsește câte un teolog, între ghilimele, care are Google în față, se uită pe live și face câteva explicații. Cert este că acest cuvânt înseamnă căință sau regret, dar e un regret profund, nu superficial, vedeți? Există o formă de regret pe care o manifestă mai ales pruncii. Când ei prins că fac un lucru greșit, lor le pare rău, dar nu le pare rău că fac lucrul ăla greșit, ci le pare rău mai mult că i-ai prins. Și știți că există și categoria asta de oameni care aparent se pocăiesc, dar lor nu le pare rău de păcatul din viața lor, ci le pare rău că au fost prinși păcătuind. Cuvântul folosit în limba ebraică pentru căință e naham, dar care descrie un regret adânc, profund, o întristare, cum zice apostolul Pavel, care naște o mișcare extraordinară în sufletul omului. Ei, genul ăsta de întristare o numește Biblia o întristare după voia lui Dumnezeu. Amin. Ăsta e primul cuvânt și o să mă poposim și asupra lui. Al doilea cuvânt este cuvântul shuv, care înseamnă întoarcere. Da, e o întoarcere radicală. Nu de mult am fost la o evanghelizare, la Deva, în zona aceea, și când am dat să vin înspre Oradea, am călătorit de atâtea ori pe drumul ăla, îl știam perfect, dar nu știu ce mi-a venit mie să pun Google-ul și să mă călăuzească Google-ul. Am zis, mă, poate găsesc un drum mai scurt. Și într-adevăr GPS-ul mi-a dat un drum mai scurt, dar un drum pe undeva prin munți. Și la un moment dat drumul era tot mai îngust. Și efectiv, la un moment dat m-am gândit, mă, s-ar putea să nu mai ajung, și m-am întâlnit cu un cioban și s-a uitat ciobanul la mine și a zis, măi omule, n-a ajuns nicăieri pe drumul ăsta cu mașina, fă cumva și întoarce-te. Și a trebuit să mă duc cu spatele, un kilometru aproape, ca să găsesc undeva să mă pot întoarce înapoi. Shuv, asta înseamnă întoarcere, pocăința asta înseamnă, adică, omul se îndreaptă înspre moarte. Noi suntem născuți păcătoși. Biblia spune că ne-am născut în păcat. Că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu poate spune despre sine că e altfel. Direcția e clară. Ei, în momentul în care te-ai pocăit, ce se întâmplă? Uitați-vă, cum stau eu aici, lucrul care se întâmplă e că îmi schimb direcția. Mă duc în direcția opusă. Eu, de fapt, sunt tot acolo. De aceea Biblia spune că noi suntem socotiți neprihăniți prin credința în Hristos Iisus. Adică noi nu devenim în mod automat neprihăniți, ci suntem doar considerați așa. Practic, noi suntem tot acolo. Motiv pentru care sunt unii oameni din afara bisericii care se uită și spun, mă, și ăla s-a pocăit. Păi dacă și ăla s-a pocăit, apoi zice, toată lumea mea renia în rai. Ascultați-mă ce vă spun. În momentul în care omul se pocăiește, el doar se întoarce. Practic, el este tot acolo. Ce se schimbă? Se schimbă direcția lui. Ei, dar din momentul în care ți se schimbă direcția, ți se schimbă și viața. Amin. De-aia pocăință înseamnă întoarcere. Dar mai înseamnă ceva. Pocăință înseamnă metanoia, care în Scriptură înseamnă schimbarea gândirii. Și sunt 100% sigur că există un verset în Biblie pe care toți îl cunoașteți. Dacă v-ați născut într-o familie de pocăiți, 100% l-ați auzit până acum de mii de ori, Roman capitolul 12, versetul 2, dar versetul acesta sunt convins că e cunoscut de toți ceilalți și aceia dintre dumneavoastră care sunteți prieteni și mai veniți din când în când, zice așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică nu vă încadrați în tiparele lumii acesteia, ci să vă prefaceți, dar nu în sensul să fiți prefăcuți.
ci să vă schimbați. Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Adică, ca să poți să înțelegi voia lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple în viața ta ce? O schimbare sau o înnoire a minții. Această înnoire a minții este de fapt pocăința. Pentru că omul firesc, omul care o ia pe drumul lumii acesteia, spune Apostolul Pavel în altă parte, în 1 Corinteni, în capitolul 1 și capitolul 2, nu poate să înțeleagă voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Stai de vorbă cu el și zici, bă, nu înțelege nimic. Tot îi spui și tot îi spui și nu se prinde nimic de el. Și poate ești în această zi o mamă care se roagă pentru copilul ei și de atâtea ori i-ai spus și nu poate înțelege. De ce? Pentru că el are nevoie de această schimbare interioară pe care doar Dumnezeu o realizează la nivelul minții și asta înseamnă pocăință. Să facă Dumnezeu această lucrare în viața fiecărui om din locul acesta. Așadar, pocăință înseamnă, dacă vă aduceți aminte, regret profund, naham, înseamnă șuv, întoarcere, dar în același timp înseamnă schimbarea minții. Vedeți, dacă stăm să ne gândim așa, nu știu câți dintre voi v-ați gândit, dar tot aud în ultima vreme zicându-se, mă, nu știu câți oameni pocăiți mai sunt. Eu sunt pastor în două biserici, una cu mai mulți tineri în oraș și una cu mai mulți bătrâni la țară. Și ambele biserici mari. Dar în biserica de la țară, aproape săptămânal, mai moare cineva. Și mor oamenii foarte credincioși, oamenii rugativi și tot aud spunându-se, mă, mai rămâne cineva pocăit. Mai sunt oameni pocăiți. Și acum eu, dacă stau să mă gândesc, frați și surori, bine, am în minte, cred că aș putea scrie, nu știu, ca Balzac, despre care se spune că a scris cele mai multe cărți, sau a scris o grămadă de cărți, cred că aș putea să scriu o mulțime de cărți cu mărturii despre oameni pe care i-am cunoscut, despre care aș putea să depun această mărturie că au fost oameni pocăiți. Acum, de exemplu, mă gândesc când eram copil. Și am avut în perioada aia a preadolescenței, nu știu cum să o numesc așa, la 13-14 ani, apucătura asta să gândesc că s-ar putea ca Dumnezeu să nu existe. Crescut în familie de pocăiți, vedeți, când ești crescut în familie de pocăiți și vezi în biserică și lucrurile bune și cele mai puțin bune, am început să am tot felul de îndoiele. Și la vârsta de 13-14 ani, împreună cu câțiva filozofi de la mine din sat, mai mici ca mine, noi eram cei mai mari filozofi din satul Șerghe, județul Bihor. Mi-aduc aminte că ne-am dus la un om care era mai în vârstă cu scopul să râdem de el. Omul acesta era cu adevărat un om pocăit. Dar am mers cu scopul să râdem de el. El, săracul, n-avea, era la bătrânețe, era părăsit de toți, era la pat. Și am zis, frate Gheorghe, că așa îl chema, s-a meritat să-L urmezi pe Iisus Hristos. Că uită ce ți-a dat Domnul ție. Casa asta nasoală, un acoperiș bonus, niște ferestre mici, nimic mai mult. Și s-a uitat la noi și în limba bihoreană a zis, pruncii mei, cum să nu se merite să-L urmezi pe Iisus Hristos o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată? Îmi aduc aminte și astăzi că în clipa aceea, noi nu ne așteptam să ne dea omul acesta un răspuns, noi credeam că suntem cei mai deștepți, cu cele mai profunde întrebări și în același timp și răspunsuri. Și pentru că omul ne-a dat răspunsul, ne-am blocat, că noi n-aveam decât întrebarea și am zis, îl dăm gata cu întrebarea noastră. Și am dat să ieșim afară, nu-l voi uita niciodată, că fratele Gheorghe se ținea încă destul de bine, a pus mâna pe baston. Vă aduceți aminte de bastoanele cu care veneau la adunare, le puneau acolo în hol, în holul adunării. Mai puneam noi prunci mâna pe ele câteodată. A pus mâna pe baston și a zis așa, dacă ați stat, dacă ați intrat în casa mea, acum stați și mi-ascultați predica până la sfârșit. Ne-am dat să ieșim, dar n-am reușit să ieșim, cum se întâmplă cu unii în biserică. Îi vezi că vor să iasă, tot ies așa cu mașalierul. Am înghețat și am stat și l-am ascultat cu bucurie, cum cu bucurie o să mă ascultați și voi încă un ceas. Stați liniștiți, frate. V-am văzut, efectiv, s-or tulbura câțiva. Mi-aduc aminte că de la omul acesta am auzit atunci o cântare și o poezie. E o cântare care zice, Iisus al meu, prieten scump. O știți cântarea?
100% știți, că o știu și prietenii noștri ortodoxi. Iisus al meu prieten scump din zorii tinereții. Pentru că el a zis așa, am avut în noaptea asta un vis, se făcea că sunt în dreptul bisericii ortodoxe, unde e cimitirul din sat, am văzut acolo un mormânt și pe mormântul acela scria robului Dumnezeu Gheorghe, anul nașterii mele și anul acesta, și din mormânt am văzut ieșind un tânăr ca la 20 ceva de ani, și când m-am uitat mai aproape să-l văd, mi-am dat seama, a zis el, că sunt chiar eu cum eram în vremea tinereții. Și ne-a spus cu fața transfigurată, transformată de bucurie, vă dați seama că Dumnezeu mi-a făcut harul să-mi văd prin în vis ziua în care voi învia din morți. Și a zis încă o dată, cum să nu se merite să-L urmez pe Iisus Hristos, o viață care se duce într-o secundă pentru o viață care nu se termină niciodată. Ne-o cânta cântarea Ionurii să vă cânt, că e vremea bună afară. Dar au zis și o poezie care îmi place tare mult, de Traian Dorj. Nici mare poet nu sunt, dar de citit știu să citesc și vreau să vă citesc. Poezia zice, mi-e dor. Mi-e dor de dulcea odihnire a gândului și a vieții întregi, să mă desprind de țărmul lumii ca luntrea care o dezlegi. Să alunec spre cerești limanuri și într-un liniștit apus, să intru în portul veșniciei, iar tu pe țărm să aștepți Iisus. Și stând cu brațele întinse, deschise larg și iubitori, să mă primești un singuratic și obosit biruitor. Din unduirile luminii să mă privească frații duși, recunoscându-mă din semnul de însângerări și de cătuși. Când cerul întreg o să-mi lucească de chipul tău prea mult dorit, atunci apusul meu deodată să se prefacă în răsărit. Amin. Tot ce-mi doresc pentru toți cei ce suntem în această seară aici e să fim cu adevărat pocăiți. Amin. Și acum, dacă v-am spus în prima parte a predicii ce este pocăința din punct de vedere biblic, o să vă spun ce nu este pocăința. Nu într-un ceas, cum v-am spus, ci în jumătate de ceas, dacă Dumnezeu mă ajută. O să vă spun că pocăința nu este trei lucruri. Ea nu este religie. Nu este religie. Ea este o relație personală cu Dumnezeu în Hristos. Amen. Doi, pocăința nu e o teorie. Acum v-am dat teoria și unii ați rămas așa și v-ați uitat și ați zis, mă, ne-au zis teoria cu pocăința. Și care e teoria? În limba ebraică și în limba greacă. Nu, pocăința nu e o teorie, ci pocăința e o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Amen. Și trei, ca să înțelegem și mai bine, pocăința nu e doar un sentiment. Pentru că de prea multe ori în lumea noastră penticostală am transformat pocăința doar în manifestarea unui sentiment. Și sentimentele știți cum sunt? Sunt trecătoare de foarte multe ori. Da, pocăința atinge toate cele trei niveluri ale vieții noastre. Atinge și partea spirituală, atinge și partea intelectuală, atinge și partea care ține de voința noastră, da. Dar pocăința nu se rezumă la emoție. Pocăința e mult mai mult decât atât. Dacă ar fi să rezum în trei cuvinte, pocăința înseamnă regret, dar regret profund, așa cum am spus. În același timp, după ce regreți în modul cel mai profund, recunosc că sunt păcătos înaintea lui Dumnezeu și renunț la păcat. Amen. Regret, recunosc și renunț. Sau dacă vreți, recunosc, regret și renunț. Da, înaintea lui Dumnezeu recunosc că sunt un biet păcătos, regret în modul cel mai profund condiția mea omenească și în același timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, renunț la păcatul din viața mea. Observați? Recunoașterea are de-a face cu voința mea. Regretul are de-a face cu emoția. Iar renunțarea are de-a face cu mintea mea. Prin urmare, pocăința are de-a face cu întreaga mea ființă. Are de-a face cu emoțiile mele, are de-a face cu voința mea și are de-a face cu mintea mea. Și mai întâi, ca să înțelegem foarte bine, pocăința nu este o religie. Pentru că mulți au senzația asta, bă, tu la ce biserică te duci? Bă, mă duc la pocăiți. Noi pocăiții nu ținem monopolul pe pocăință. Noi, bisericile penticostale, baptiste, evanghelice, cum vreți voi să spuneți, noi n-avem monopol pe pocăință.
Pocăința nu e un sistem religios, fiecare se laudă cu sistemul lui religios. Și aud de foarte multe ori când iese careva prin presă, o față religioasă, din orice tabără ar fi, fiecare se laudă cu religia lui. Credința noastră strămoșească, aud pe alții zicând. Vin ai noștri și spun, nu, noi suntem mai aproape de ceea ce cere Scriptura, teologia noastră e mai profundă, mai aproape de adevăr. Vreau să vă spun ceva. A fi pocăit înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu în Hristos. Noi nu aveam dreptul să avem această relație personală cu Dumnezeu în afara lui Hristos. De ce? Pentru că suntem păcătoși. Și Dumnezeu e sfânt. Nimic întinat și spurcat, spune Biblia, nu poate intra în prezența acestui Dumnezeu. De aceea spune Scriptura că singura noastră cale să ne apropiem de Dumnezeu este Hristos. Amen. Și în Evrei capitolul 4 spune Scriptura că Iisus Hristos a fost ispitit în toate lucrurile la fel ca și noi, dar fără păcat. De aceea să îndrăznim să ne apropiem de scaunul de har și de îndurare a lui Dumnezeu și intrarea noastră slobodă la Dumnezeu este în Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Pe vremuri la noi în județul Bihor era un frate, fratele Pavelea, și întotdeauna când era vorba de alegeri, îmi plăcea să mă întâlnesc cu el. Întrebam, frate Pavele, cu cine ai votat? Și el întotdeauna zicea, cu Iisus. El mergea la vot, punea lângă toți acolo, scria cu pixul Iisus, punea ștampila, zice, și anul ăsta, cum zice cântarea, te aleg mereu. Și anul acesta tot cu Iisus am votat. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Adică singura cale pentru a intra în prezența lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Dacă în Vechiul Testament accesul la Dumnezeu era prin jerfe și trebuia să aduci încă o jerfă și încă o jerfă și încă o jerfă, pentru că jerfele nu îndepărtau pentru totdeauna păcatul, ci doar îl acopereau pentru o vreme, șansa mea și a ta în vremea de astăzi să ne putem apropia de un Dumnezeu sfânt e Hristos Domnul, care a venit în lumea asta să ne smulgă din starea în care ne aflăm. Și singura noastră șansă de a fi mântuiți este El. Amin. Dacă vrei să ai o relație personală cu Dumnezeu, poți avea o relație personală cu Dumnezeu în Hristos. De aceea eu de câte ori mă rog, mă adresez lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Amin. Știți? Aș vrea să vă întreb, că suntem aici mulți penticostali, suntem din mai multe confesiuni, te întreb, ai o relație personală cu Dumnezeu? N-ai nicio altă șansă să fii pocăit, niciuna. De foarte multe ori aud pe oameni zicând așa, domnul pastor, ce ziceți voi acolo e foarte bine, dar aia nu poate trăi nimeni. Și omul când vine și îmi spune asta, se așteaptă că eu să zic că... Păi nu e așa, uite, eu de exemplu și cu tare și cu tare și eu zic că ai dreptate. Nimeni și omul rămâne uimit. În primă fază, mă uit la el și zic, într-adevăr, noi n-avem niciunul dintre noi puterea să trăim în conformitate cu așteptările lui Dumnezeu. Standardul lui Dumnezeu e atât de perfect... Atât de sfânt, încât David, omul cu inima după inima lui Dumnezeu, zice, Doamne, du-mă pe stânca aceea care este prea înaltă pentru puterile mele. Da, standardul lui Dumnezeu e perfect, nimeni nu poate ajunge acolo prin propriile puteri, dar există o șansă și șansa este Iisus Hristos. De-aia o să spun în această zi, știu că oamenii când vin la biserică, întotdeauna au în minte întrebarea cum. Știți că mulți au întrebarea asta, cum? Vin și zic așa, domnul pastor, cum să scap? Cum să scap de țigară? Cum să mă las de alcool? Cum să fac cu tare și cu tare lucru ca să mă pot boteza după aia în apă? Eu nu știu cum se va întâmpla, dar știu cine. Poate n-ați auzit bine, de-aia mai zic o dată. Eu nu știu cum se va întâmpla, dar știu cine. Zic și a treia oară că trei e cifră biblică și atunci o să înțeleagă toată lumea mai bine și o să fiu un amin mai hotărât. Eu nu știu cum se va întâmpla, dar știu cine. Eu nu știu cum vei scăpa de starea în care te afli, dar știu cine te poate scăpa. Eu nu știu cum vei scăpa de situația din familia ta, dar știu cine este prințul păcii care poate aduce pace în familia ta. Eu nu știu cum vei scăpa de dependența aia care îți domină mintea și nopțile și viața și spui nu poți scăpa de situația asta nici cum în viața mea. Oh, dar știu cine este cel care poate să rezolve problema asta din viața ta și știu cine care este cel care este adevărul care face liber. Nu știu cum vei reuși să ieși din situația
situația aceea încălcită din viața ta, dar știu că este o cale care te poate scăpa din situația aceea și această cale poartă un nume scump, este Iisus Hristos. Nu știu cum, noi tot timpul ne potignim în metode, mai ales la noi la români, așa ne uităm la metode, de-aia și noi pentecostali în special de multe ori, da? Și prietenii noștri ortodoxi și se uită la metode, bă, dar voi n-aveți Sfântul Altar, dar n-aveți aia acolo, dar n-aveți aia alaltă acolo și ne uităm de prea multe ori numai la formă, la exterior, când în realitate, vreau să vă spun ceva. Dacă ne uităm în Biblie, de exemplu, Domnul Iisus la un moment dat vindecă orbi. Știți că în Biblie sunt mai mulți orbi vindecați. Nu vreau să intrăm și într-o dispută de genul acesta, câți orbi a vindecat Iisus, dar dacă vă uitați, pe fiecare îl vindecă altfel. Pe fiecare altfel. Unul strigă, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și la cuvântul Domnului, omul acesta capătă vederea. Pe altul nu mă-l atinge. Îl întreabă, vezi ceva? Parcă văd ceva. Niște oameni ca niște copaci. În dreptul altuia, scuipă, face noroi și pune pe ochii orbului. M-am tot gândit când o să ajungă orbi în rai și o să vorbească unul cu altul. Pe tine cum te-o vindecat așa? Da, pe tine, pe mine așa. Măi, pe niciunul la fel. Dar până la urmă nu contează cum, ci contează cine. Amin. Că știu că ai venit în seara asta cu gândul ăsta, mă, dar cum? Cum o-i scăpa de situația asta? Cum s-a rezolvat? Cum s-au așezat lucrurile? O, noi am venit să vă spunem că există cineva care poate să rezolve. Fii gata în seara asta să-i spui lui, Doamne, am venit la biserică, uită-te la situația mea, spune-i lui situația din viața ta, pentru că a fi pocăit înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu în Iisus Hristos. Noi avem dreptul să ne apropiem de Dumnezeu doar în Hristos. În afara lui Hristos nu există mântuire. Singura cale să ne putem apropia de un Dumnezeu perfect e faptul că Dumnezeul acesta ni s-a revelat coborând în Hristos în lumea aceasta. Cum spuneau părinții bisericii, Dumnezeu a coborât în Hristos pentru ca noi să putem urca. El a murit pentru ca noi să avem viață și încă viață din belșlug. Slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Dar eu te întreb, ai o relație personală cu Dumnezeu? Ce înseamnă asta? O raportare personală la Dumnezeu. Altfel nu poți scăpa de păcat. Mai, așa cum v-am zis, sunt unii care vin și spun, eu m-aș pocăi, dar nu pot. Și eu le dau dreptate. Na, n-ai cum. Atunci, soluția e numai relația cu Dumnezeu. Zici, eu mă enervez, eu m-aș pocăi, dar-s nervos. Zici, și eu mă enervez câteodată. Atunci, cum scapi? Simplu. Mă gândesc că e acolo Hristos. De câte ori mă enervez? Dar nu numai că mă gândesc eu, nu-mi imaginez, eu știu că e acolo. Credința, vedeți, noi confundăm câteodată credința cu ceea ce spun oamenii că e credința. Credința nu-i sper că. Credința sunt sigur că. Asta e credința. Oamenii asta cred. Zice, mă, credința e ceva nesigur. Nu, nu, nu. Credința e ceva sigur care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Amin. Și atunci, care e soluția? Soluția e simplă, să știi că Dumnezeu e acolo. De exemplu, mergi cu mașina, te enervezi. Și când îți iese careva în față, dacă te gândești că e Hristos acolo, gândurile tale nu se îndreaptă în primul rând spre omul acela, care poate o greșit, o ieșit în fața ta, tu te-ai enervat, ești obosit, ai frustrările tale, ai amărăciunile tale și momentul ăla, după firea ta pământească, ai spune niște lucruri nu tocmai duhovnicești. Dar în momentul în care știi că Domnul acolo și gândurile tale se îndreaptă spre Hristos, spui, Doamne, ai milă de omul ăsta, că la cum conduce n-ajunge departe. Și dintr-o dată ți se schimbă vocabularul, nu? Ești mamă tot timpul supărată pe copiii tăi, ai o grămadă de lucru și poate unul e mai obraznic și mai rău și tot timpul are ceva de comentat. Și când te supără, dacă primul tău gând se îndreaptă spre copilul tău, nu știu dacă e cel mai bun. Dacă vorbele, primele tale vorbe se îndreaptă spre El, dar dacă se îndreaptă spre Hristos? Vedeți, știți de ce în Biblie scrie, zice, rugați-vă când veniți la biserică, așa zice? Neîncetat. Păi ce înseamnă rugați-vă neîncetat? Înseamnă că tot timpul trebuie să mergem cu ochii închiși pe stradă și stând așa în semn de rugăciune, rugați-vă neîncetat înseamnă aveți o relație personală cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Adică la nivelul minții tale tu poți avea o rugăciune neîncetată. Doar asta e singura șansă să poți să fii pocăit. Nu există altă șansă. Ei, în momentul în care l-ai închis pe Dumnezeu în biserică, cum zice Nicolae Iorga,
Pentru că afară să faci ce vrei tu, s-a terminat. Ți-ai făcut credința religie. Și omul religios cum e? Foarte pios, dar numai că vine la biserică. Când a ieșit afară, își vede de ale lui. Pentru că omul religios își imaginează că Dumnezeu e în biserică, în spatele zidurilor. În realitate, dragii mei, a fi credincios, a fi pocăit, înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu în fiecare zi. Primul gând dimineața, acum cu telefoanele astea, de obicei pui mâna pe telefon, vezi ce mesaj ai primit, nu? Asta se întâmplă, realitatea. Acum vă spun ceva. Omul pocăit, primul gând pe care îl are, când își deschide ochii, îl îndreaptă către Dumnezeu. Amen. Nu trebuie un lucru formal, oficial. Observați că rugăciunile noastre sunt de multe ori foarte formale, foarte oficiale. Știți ce spune Domnul Iisus ucenicilor lui când ucenicii spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm? Și ce le spune? Când vă rugați, să spuneți cum? Rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri. Acolo e un diminutiv în original. E Abba, tăticul meu din ceruri. Adică raportați-vă la Dumnezeu ca la tăticul vostru din ceruri. Pentru că noi am primit dreptul să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Cum zice Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Dar nu numai că ne numim, ci și suntem. Și ne raportăm la Dumnezeu care e tăticul nostru din ceruri. Și când deschizi ochii, îi spui lui Dumnezeu în mintea ta, nu trebuie neapărat în mod formal, neapărat în genunchi, dintr-o dată posomorât și cu voce schimonosită, cum fac oamenii câteodată, ci în modul cel mai simplu și direct la nivelul minții tale, comunici cu Dumnezeu. Și spui, tăticul meu ceresc, îți mulțumesc că în Hristos am dreptul să mă numesc copilul tău, îți mulțumesc că ai îngăduit să mai treacă o noapte, îți mulțumesc că prin credința în tine voi reuși să-mi păstrez viața curată înaintea ta și în ziua aceasta și comunic normal cu Dumnezeu. Bă, dar rugăciunile noastre câteodată sunt așa de obositor și atât de formal și m-am gândit de multe ori că dacă aș vorbi cu tatăl meu pământesc cum vorbesc cu tata ceresc, cred că tata de pe pământ ar intra în panică. Dacă ea zice, o, tată, tu care ai făcut casa asta în anul, nu știu, cum ar suna? Vedeți, multe din rugăciunile noastre parcă sunt niște predici. Și vorbim lui Dumnezeu și spunem, vreau să vă zic ceva, a fi pocăit, asta înseamnă să comunici continuu cu Dumnezeu la nivelul minții tale. E această raportare la un Dumnezeu sfânt, sfânt de un infinit de ori sfânt, în Iisus Hristos. Dreptul să te poți apropia de acest Dumnezeu sfânt. Eu am fost înfiat, spune Biblia, din copilul nimănui, dintr-un orfan, am devenit fiu al lui Dumnezeu, prinț al cerului, prin credința mea în Hristos Iisus. Și pot să-i spun lui Dumnezeu, tăticul meu din ceruri. Tu, vreau să te întreb în seara asta, tu poți să-i spui lui Dumnezeu, tăticul meu din ceruri? Vedeți? Condiția omului, spune un scriitor român, Liviu Rebreanu, poate unul dintre cei mai mari romancieri români, condiția omului este una tristă. Se naște singur și moare singur. Iluzia comunității și comunicării, zice Rebreanu, la un moment dat dispare în momentele grele din viață. Când realizezi că nimeni nu te poate înțelege, pentru că sunt momente în viața aceasta, când primești un diagnostic, eu știu, mi-aduc aminte de momente de felul acesta, când doctorul mi-a spus la un moment dat că va trebui să suport o intervenție chirurgicală pe cor deschis, slavă Domnului, n-am făcut nicio operație și pe picioarele mele de mulți ani și predic din toată inima, cum mi-a zis un alt doctor credincios. Sunt momente în viața noastră când primești un diagnostic sau când treci printr-o situație grea, când realizezi că nimeni nu poate fi aproape de tine în afară de unul singur. Și acesta e Dumnezeu. Amin. Nici copiii nu te pot înțelege, pentru că și ei, când ajung la vârsta maturității, își văd mai departe de ale lor. Nici mama și tata nu te pot înțelege, dar există un tătic ceresc care te poate înțelege. Aleluia. Și aș vrea să vă spun ceva. El a fost acolo în prima clipă, când ai fost conceput, când ai început să existi. Din primul moment când ai venit în lumea aceasta, El era acolo și va fi acolo până în ultima clipă când vei respira pentru ultima dată pe pământul acesta. Deci se va întâmpla într-un accident sau vei fi undeva pe un pat la o vârstă înaintată, uitat de toți, va fi cineva acolo și acesta este Dumnezeu. O, slăvit să fie numele Lui! Și de fapt a fi pocăit înseamnă să ai o relație personală cu acest Dumnezeu.
Să vorbești continuu cu El, să spui: Doamne, eu sunt o ființă limitată și slabă, dar îți mulțumesc că ai găsit o cale să mă pot apropia de Tine. Îți mulțumesc că L-ai trimis în lumea aceasta pe Cel care se numește pe Sine prietenul meu, dar eu îi spun Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Îți mulțumesc că L-ai trimis în lumea asta și m-ai salvat de la condiția pe care o aveam. Îți mulțumesc că datorită Lui știu că nu voi rămâne în mormânt, că până la urmă viața nu e o dramă, ci până la urmă viața nu se încheie cu o înmormântare, ci cu înviere din morți. O, tot aud câteodată la înmormântări și chestia asta mă supără, nu zic că mă enervează, că pastorii nu se enervează, mă să mai supără, să mai tulbură. Tot aud și pe la înmormântări, pe unul și pe altul, zicând pe ultimul drum. Vreau să vă spun ceva. Ultimul drum nu e la care mergem spre mormânt. Ultimul drum în lumea asta va fi drumul de la pământ înspre cer. Traian Dorz are o vorbă pe care am spus-o de multe ori la evanghelizări și îmi place așa de mult. Într-una dintre poeziile lui cântate zice, vine o zi când va ninge pentru prima dată de la pământ înspre cer. I-ați auzit pe ăștia care spun că se schimbă clima? Se schimbă. În Biblie zice, se schimbă pentru totdeauna. Așa de mult se va schimba clima, încât va ajunge să ningă de la pământ înspre cer, într-o ninsoare inversă și minunată. Când milioane, sute de milioane, poate miliarde de oameni, îmbrăcați în haine albe, vor sfida puterea de gravitație a pământului și se vor ridica de la pământ înspre cer, în cea mai frumoasă din toate ninsorile din câte au fost vreodată, când va ninge de la pământ înspre cer. Vei fi tu în ziua aceea acolo? A fi pocăit înseamnă să ai o relație cu Tatăl Ceresc. Și zice Apostolul Pavel, vedeți că întristarea asta după voia lui Dumnezeu aduce la mântuire. Draga mea, aș vrea să spun că nu există mântuire în nicio religie din lumea asta. Dacă ai iluzia, mă duc acolo și ei mi-aplică Sfânta Taină și prin Sfânta Taină a Euharistiei și a Botezului, eu sunt mântuit, te înșeli amarnic. Biserica n-are niciun fel de putere fără Hristos. Cel care aduce putere bisericii este Hristos. Hristos este temelia bisericii. De-aia sunt foarte optimist. Mai sunt pocăiți ăștia prăpăstioși care vin tot timpul și spun, frate, crezi că biserica va rezista? Păi cum să nu reziste? Domnul Iisus a zis în Matei 16... Porțile locuinței morților nu vor reuși să biruiască biserica. De ce? Pentru că ea e clădită pe Hristos, stânca de viacuri. Slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. De aceea, dacă viața ta se va clădi pe Hristos, dacă vei îndrăzni să ai o relație personală cu Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos, poți fida moartea. Poți avea tăria asta de caracter. Mi-a zis bunicul așa, măi Adi, mi-a zis el, dacă o să vezi că mi-este frică de moarte înainte să mor, să nu crezi nimic din tot ce ți-am zis. Dacă o să vezi că mi-este frică de moarte, să nu crezi nimic din tot ce ți-am zis. Ce spunem noi la Paște? Spunem Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Și vine Apostolul Pavel și spune, dacă a înviat El, pârga celor adormiți, pârga înseamnă primul rod dintr-o recoltă. Dacă a înviat El, într-o zi, se va împlini și cu noi ce spune tot Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, într-o zi. Cei care vor fi în viață vor fi transformați într-o fracțiune de secundă, iar cei care au adormit în Hristos mai întâi vor învia din mormânt cu moartea pe moarte călcând. Și spune Pavel acolo, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte și ne vom întâlni împreună în văzduh pentru ca să fim pentru totdeauna cu Domnul. O slăvit să fie numele Domnului nostru. Dar vreau să te întreb, este El Domnul și Mântuitorul vieții tale? Pentru că asta înseamnă să fii pocăit. Nu înseamnă să aparții unui sistem religios. Nu înseamnă că în primul rând, Doamne, mă duc la nu știu care biserică. Nu zidurile acestea aduc pocăința, ci relația personală cu Dumnezeu. Amen. 2. Ce nu este pocăință? Ce nu este pocăința? Am zis că mai întâi, pocăința nu este o religie. 2. Pocăința, vă mai aduceți aminte ce am mai zis? Nu este ce? O teorie.
Pentru mulți numai o teorie. Și există o carte scrisă în Biblie împotriva acestei idei că pocăința ar fi doar o teorie. Și acum v-am zis multe teorii, mai ales în prima parte a predicii. Cu cei trei de R, dacă vă mai aduceți aminte, cu cele trei cuvinte, două în ebraică și unul în limba greacă. Dar pocăința se reflectă în trăire. Nu poți să spui despre tine că ești pocăit dacă lucrul acesta nu se reflectă în exteriorul tău. Sigur că pocăința începe în inimă, clar. Noi câteodată facem invers, să ne ierte Dumnezeu, și asta se transformă, pocăința se transformă în legalism atunci când omul vine la tine și spui așa. Mi-aduc aminte că și eu aveam, mai ales la început, apucături din astea legaliste. A venit unul la mine și mi-a zis, cum să fac să mă pocăiesc? Și eu i-am zis așa, păi vrei să te pocăiești? Și am dat o listă lungă, lungă de legi. I-am zis ăsta, sigur o să ajungă direct în rai. Te rogi atât în fiecare zi, postești de nu știu câte ori pe săptămână, nu aia, nu aia, nu aia. Știți că zice Biblia, feriți-vă de tot ce se pare că e rău. Am pus acolo pe lista aia tot ce puteam. După ce m-am întâlnit cu bietul om, după o săptămână și ceva, era terminat. Și mi-a zis, mă, pocăința asta e imposibilă. Și așa este, pentru că vă spun ceva. Dacă ea nu începe din interior, degeaba încerci tu ceva în exterior. Iar când începe din exterior, zice Apostolul Pavel că despre astfel de lucruri nici n-ar trebui pomenite în mijlocul vostru. Când Hristos e prezent în viața unui om, când omul ăla e pocăit, tu nu trebuie să stai lângă el toată ziua, nu trebuie să stea mama și tata, comitetul, să pui, nu știu, camere de filmat în jurul lui. Omul ăla trăiește cu Hristos, el se raportează la Dumnezeu în Hristos, orice ar face, orice ar spune, primul gând, primul cuvânt, întotdeauna sentimentul, gândirea, totul e raportat la Dumnezeu și la cuvântul lui Dumnezeu. De aceea pocăința nu e o teorie, ci este o viață transformată prin lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt în viața noastră. Mi-aduc aminte odată că eram undeva în sudul României și a venit un om care era mort de biat la mine și mi-a zis, domnul pastor, zice, noi doi credem la fel. Și am zis, noi doi nu credem la fel. Ba, zice, eu tot ce a zis cred. A fost și simpatic, a adăugat, zice, eu și ce n-a zis cred. M-am zis, era aburit, așa, abia să ținea pe picioare. Eram în fața unui cămin cultural unde organizau oamenii de acolo o evangelizare. Și zic eu lui, că el s-a adresat așa, zice, noi doi credem la fel. Zic, noi doi nu credem la fel. Cel puțin dintr-un punct de vedere, dar mai multe. Unu, eu nu cred că un om credincios și pocăit ar trebui să fie cum ești dumneata acum. Și omul zice, păi zice, nici eu nu cred asta. Mă înțelegeți? Deci omul, teoria o avea bună. Știți cum zice românul? Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Dar practica să existe în viața noastră, Biblia ne spune că toată practica în Galateni, capitolul 5, o găsim. Știți cum o numește Biblia? Roada Duhului Sfânt. Așa numește Biblia acolo. Că mulți zic așa, nu pot să mă pocăiesc că n-am răbdare. Îndelungă răbdare nu mai vorbim. Bucurie nu pot să rodesc în viața mea, zice că-s bolnav de depresie și alte lucruri. Înfrânarea poftelor. Și ce zice Apostolul Pavel? Zice, nu-i rodul efortului vostru în Galateni 5. Nu zice acolo roada lui Adi Mocan, ci roada cui? Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt e cel care îl convinge pe om să se pocăiască, îl convinge de faptul că e păcătos, omul recunoaște că e păcătos, regretă păcatul, renunță la el și viața omului se schimbă, pentru că, încă o dată, pocăința nu e o simplă teorie. Ea pornește din inimă, e momentul acela când omul, recunoscând înaintea lui Hristos că are nevoie de salvare și mântuire, recunoscând că e păcătos, recunoscând că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele lui, se întoarce de la felul lui păcătos de a trăi și e gata să urmeze calea cuvântului sfânt. Asta este pocăința și pocăința începe întotdeauna de la lucrarea lăuntrică a lui Dumnezeu în inima noastră. Pentru că n-ați observat dumneavoastră, frați și surori mai în vârstă, că atunci când Dumnezeu lucrează în viața copiilor voștri, nu mai trebuie să iei tu la rost. N-ați observat că, îmi zicea o soră așa de simpatică, zice, păi așa mare să vă cu pruncul ăsta am eu, că nu-i mai ajungi nici la guler. Dar mâna lui Hristos i-a ajuns la inimă. Asta e pocăința. Pentru că tu încerci să-i spui, să-l convingi de dimineața până seara, îl bați la cap, nu se prinde nimic de el. Dar când Dumnezeu prin Duhul Sfânt îl convinge de păcat, când Dumnezeu prin Duhul Sfânt se atinge de mintea lui și de sufletul lui și dintr-o dată băiatul ăla care nu putea înțelege nimic, dintr-o dată realizează, da, Iisus e Fiul lui Dumnezeu.
Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele și singura mea șansă să fiu salvat de la moarte este să cred lucrul acesta, dintr-o dată vezi că viața lui se schimbă fără să mai trebuiască să-i spui tu ceva. De ce? Pentru că a lucrat acolo Dumnezeu prin Duhul Sfânt. O, cât n-am încercat să-l conving pe un om care ne-a ajutat la un moment dat să facem biserica și omul ăsta știa că trebuie să se pocăiască pentru că mama lui toată tinerețea i-a spus, vezi că atunci când intri în biserică prima dată tu te pui în genunchi și te pocăiești. Și de frică nici măcar la lucru nu intra în biserică, ci numai afară stătea. Și când lucram pe acoperiș, pentru că omul a venit providențial, eram într-o situație dramatică, nu știam ce să facem, de fapt nu știam ce să fac, era o bisericuță mică, eu eram păstor foarte tânăr și mi-amintesc că omul a zis, Dumnezeu mi-a spus într-un vis, printr-un înger, am visat că vine la mine un înger și mi-a spus să vă aduc banii ăștia. Da? Și după aceea mi-a zis, pentru că văd că aveți nevoie de lucru mai mult, omul avea o firmă în construcții, vă ajut să faceți și exteriorul. Vă dați seama, să rămâi cu biserica decapotată, nu prea e ok. Mi-aduc aminte că mi-a povestit și treaba asta, că el nu intră în biserică de frică să nu se pocăiască. Și când eram pe acoperișul bisericii, îi mai zicea câte unul, mă, ai grijă nu cumva să pici, că dacă pici în biserică te-ai pocăit imediat. Și totul încerca să-l convingă și odată, la un program de binecuvântare, unde a venit din obligație, pentru că sora lui avea un copil care o trebuit adus la binecuvântare, m-a avertizat că vine la biserică, dar el nu se pocăiește. M-a avertizat că nu se pune în genunchi. Mi-a spus, vă puneți voi pocăiții că intrați acolo în genunchi, dar pe mine nu mă vezi în fața niciunui om din lumea asta în genunchi. O bisericuță mică, la fără 20 o vine, cum a intrat în biserică, o căzut în genunchi, o rămas în ușă, cum aveți ușa asta, dar era mult mai îngustă la bisericuța aceea, o rămas în ușă vreo 20 de minute, stăteau oameni în șir pentru că n-aveam nicio altă intrare sau ieșire din adunare, ca să poată intra câțiva mai curajoși și au îndrăznit să treacă pe lângă el, până la 9. De la 9 fără 20 până la 9 sau așa ceva, 15-20 de minute, omul sta pe genunchi. Fără să mai predicăm noi nimic. Până atunci tot predica, ba unul, ba altul, nu se prindea nimic de el. Dar în momentul când a intrat în biserică, Duhul lui Dumnezeu lucra la mintea lui și când a lucrat Duhul lui Dumnezeu, nu mai trebuie să-i spună nimeni absolut nimic. El deja avea Evanghelia, pentru că Biblia spune că întotdeauna pocăința și credința vine în urma auzirii cuvântului, exact cum s-a întâmplat în ziua cinzecimii. Dar vă spun, el avea deja Evanghelia în minte, dar în momentul ăla i-a lucrat Duhul Sfânt. Și sămânța semănată de mama și sămânța semănată de frați și de surori, în momentul ăla au răsărit, pentru că cel care face să crească este Domnul, slăvit să fie El. Și dacă ești în seara asta aici și te rogi de multă vreme pentru cineva din familia ta și aștepți ca sămânța asta pocăinței pe care tu ai pus-o prin Evanghelie în inima copilului tău și spui, l-am adus la biserică și l-am dus la școala duminicală și a ascultat o grămadă de predici, ascultă-mă bine, mamă dragă, într-o zi sămânța aceea va da rod. Doamnă dragă, tu ești în biserica asta ca roda rugăciunilor bunicilor tăi, ca roda rugăciunilor părinților tăi, sămânța a fost pusă în sufletul tău și în seara asta Dumnezeu prin Duhul Sfânt face să crească sămânța asta. De aceea nu descurajați, semănați mai departe, semănătorul seamănă, iar cel care face să crească este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Evanghelistul seamănă, dar cel care face să crească este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De aceea rugăciunea mea în seara asta este, Doamne, trimite Duh de cercetare, fă să-i simțim apropierea, ca să putem sta în picioare, o, prorocește-ne învierea. Mă rog în seara asta Dumnezeu să lucreze la nivelul fiecărui suflet din locul acesta și în felul acesta să înțelegi că pocăința nu înseamnă doar teorie. Și prima faptă pe care trebuie să o faci este să te botezi în apă. Pentru că Domnul Iisus a spus clar, cine crede și se botează va fi mântuit. Da, de ani de zile vii la evanghelizare. De ani de zile spui, când se mai face evanghelizare, să mă chem și pe mine. Și vii poate pentru că ai o vecină, pentru că ai pe cineva cu care te înțelegi, te tot bate la cap și zici, bă, mă duc și eu acum seara asta acolo să văd ce-a fi. Și ai venit, că ai vrut, că n-ai vrut, în sfârșit, în seara asta ești aici. Ascultă-mă, chiar dacă ai venit fără să vrei, sau chiar dacă ai venit numai din obligație, totuși Dumnezeu te avea în plan și Dumnezeu poate să schimbe viața. Numai că pocăință nu înseamnă doar niște lacrimi și pocăință înseamnă fapte. Și prima faptă este, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și apoi botezați-vă. E vremea să te pui pe lista pentru botez. O să spui, eu am fost botezat când eram copil.
Eu o parte din studiile post-universitare, masterul în Noul Testament și limba greacă l-am făcut cu părintele Tofană de la Cluj. Și dumnealui foarte simpatic mi-a zis, măi, Adi, îmi zice el, dar voi de ce mai botezați pe oameni odată? Că uite, zice, dacă tu vrei să treci la noi, eu te primesc și fără botezul în apă. Eu recunosc botezul tău, voi de ce nu recunoașteți pe al nostru? A zis, domn părinte, dintr-un motiv simplu, că n-avem niciun copil botezat în Biblie. Dacă vrem noi să forțăm textul biblic și să spunem că, nu știu, temnicerul din Filipii s-a botezat el și toată casa lui și să presupunem prin extensie că a fost acolo un copil, dați-mi voie să vă spun, părinte, că genul ăsta de interpretare nu e cel mai sănătos și cel mai bun. Și dumneavoastră, de altfel, este un om care cunoaște foarte bine cuvântul lui Dumnezeu și care trăiește în frică de Domnul. Și i-a mai zis ceva ce știa. În toată tradiția creștină timpurie nu găsim un copil botezat. Foarte târziu în istoria creștinismului se vorbește despre botezul copiilor într-o scrisoare scrisă de un oarecare Fidus către episcopul Ciprian prin 300 și ceva. Întreabă dacă botezul ar trebui administrat copiilor și dacă da, la ce vârstă. Dacă deja credința creștină s-a transformat într-un fel de religie oficială și când mulți oameni treceau la creștinism din oportunism, că era la modă să fii creștin. Deci aș vrea să mă înțelegeți bine, unii dintre cei mai cunoscuți părinții bisericii sunt botezați la vârsta maturității. De exemplu, Sfântul Vasile cel Mare, nu? Că în România tot la trei acasă e câte un Vasile. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vreți îi luăm la rând, toți oamenii ăștia s-au botezat la vârsta maturității. De ce? Pentru că oamenii ăștia au știut ce spune Hristos. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Amen. Prin urmare, prima faptă a credinței este botezul în apă. Tu prin botezul în apă vii în fața celorlalți și mărturisești că ai avut un cuget care a fost murdărit de păcat. Iar Hristos, prin jertfa de la Golgota, ți-a curățit sufletul. E mărturia unui cuget curat. Cugetul tău e deja curat. Evident că prin scufundarea în apă nu ești curățat din tinăciunile sufletului tău. Scufundarea în apă nu rezolvă problema sufletului tău, dar ea este o parte din procesul acesta de convertire, pentru că este poruncită de Hristos. De-aia e important botezul în apă. Nu e suficient doar să vii aici, să simți o emoție, a venit un predicator, băi, ce bine le-o zis, auzi o întâmplare lacrimogenă și tu rămâi mai departe la fel. Nu, aș vrea să vă spun ceva, pocăința înseamnă fapte și prima faptă e botezul în apă. Și apoi toate celelalte pe care Biblia le cere. Și punctul 3, și cu asta am încheiat, nu ziceți amin, că o iau personal și încheie aici. Pocăința nu-i religie, ci relație cu Dumnezeu. Am zis, pocăința nu-i teorie, ci trăire în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și 3, pocăința nu-i doar emoție. Chiar dacă înseamnă și emoție. Este și lacrim, cum zice Traian Dorz, coaja mare și cu miezul dulce. E și momentul ăla de lacrim. Dar aș vrea să vă spun, pocăința mai mult decât atât. A fi pocăit înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. A fi pocăit înseamnă să accepți voia lui Dumnezeu fără să comentezi. Vă citesc doar un moment extraordinar din viața unui om din Vechiul Testament și cu asta mă apropiu de sfârșit și vreau să fac și o rugăciune la sfârșitul predicii. Vă citesc din Psalmul 32, un om cu numele David, cel iubit de Dumnezeu. E un text așa de cunoscut, sunt absolut convins că îl cunoașteți. Se roagă atât de frumos, e rugăciunea celui care se pocăiește. Și zice David în primele lui versete așa. Psalmul 32, de la versetul 1 la versetul 5. Și apoi o să citesc și din Psalmul 51, care descrie mai mult tot procesul de transformare lăuntrică ce se numește naștere din nou, pe care Dumnezeu îl realizează în viața omului. Zice el așa, ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, de câtă vreme taci, Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Înțelegeți despre ce e vorba aici? Despre acea întristare care e după voia lui Dumnezeu, dar care aduce mântuire. Atunci, zice David, atunci când întristarea asta mi-a atins sufletul, atunci când întristarea asta după voia lui Dumnezeu a venit în suflet,
sufletul meu, pentru că Duhul lui Dumnezeu e cel care convinge de păcat, pentru că El s-a atins de sufletul meu, atunci ți-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. O, slăvit să fie Domnul! Adică am recunoscut că sunt păcătos, Doamne, înaintea ta. Am regretat în mod profund, naham, cu un regret profund, adevărat, cu lacrimi înaintea ta, pentru că tu ai zis că ferice de cei ce plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Îndrăznesc, Doamne, înaintea sfințeniei tale să-mi plâng păcatele și să aștepți ca tu să ierți vina păcatului meu. O, slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie El! Și mai citesc din Psalmul 51 tot procesul acesta pe care Dumnezeu îl realizează în viața lui David. Zice David în Psalmul 51: ai milă de mine, Dumnezeul, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Observați aceeași întristare după voia lui Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și vei fi fără vină în judecata ta. Altfel spus, zice David aici, regret, dar în același timp recunosc înaintea ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămizlit mama mea, dar tu cer cu adevărat să fie în adâncul inimii, dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar ca să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Știți cine poate face asta? Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Și acum, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Aleluia. O, aș vrea în seara asta ca toți pocăiții din locul acesta să aibă această bucurie a mântuirii. Amen. Și dacă n-ai această bucurie a mântuirii, vreau să mă rog pentru tine și vă invit să stăm în picioare și aș vrea să fac o rugăciune acolo unde ești. Aș vrea să stați cu ochii închiși și dacă există cineva în locul acesta în această seară care vrea să se pocăiască, și mă adresez la două categorii aici. Mă adresez în primul rând celor care încă n-au o relație personală cu Dumnezeu în Iisus Hristos. Ești în locul acesta, ai mai mers la biserică, ești din familie de pocăiți, poate că nu te duci la biserică prea des, dar ai nevoie de Dumnezeu în viața ta și ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu în viața ta. Aș vrea în seara asta să mă rog pentru tine. Poate că nu poți să te lași de un anumit lucru păcătos din viața ta. Și vrea să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă pocăiesc, dar nu pot. Vreau să spun ceva, în seara asta e aici cineva care îți poate schimba viața. Aleluia. Este Iisus Hristos. Aleluia. În numele Lui te poți apropia de Dumnezeu. Aleluia. Și Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt îți schimbă viața. Înfrânarea poftelor o aduce Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața ta. Tu nu poți face asta, dar El prin Duhul Sfânt poate face asta. Tu nu poți în această zi decât să-i spui lui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Mă adresez celor care încă niciodată nu i-au spus asta lui Dumnezeu, fie că se numesc penticostal sau de altă religie. Și apoi mă adresez celor care au spus lui Dumnezeu odată asta, dar care s-au îndepărtat și care se roagă la fel ca David, Doamne, vreau să simt din nou bucuria mântuirii tale. O, Doamne Dumnezeule, nu te îndepărta de la mine, zice David, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, pentru că fără Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, nu pot face nimic. Dacă ești în seara asta aici, fie din prima categorie, fie din a doua și vrei să te pocăiești, vreau să mă rog pentru tine și acolo unde ești, aș vrea să îndrăznești să stai cu mâna ridicată sus, pentru că vreau ca rugăciunea asta să fie pentru tine în seara aceasta. Amin. Nu vreau nimic altceva decât să mă rog pentru tine. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de omul acesta, de femeia aceasta. Și Dumnezeu se va atinge de tine în seara asta. Și Dumnezeu îți va schimba viața în seara asta. Îndrăznește să ridici mâna sus. Ridicarea
ta de mână nu-i decât un fel de a-i spune lui Dumnezeu: Doamne, sunt aici, am nevoie de tine, mă pocăiesc înaintea ta. Câte vreme am tăcut, simțeam că parcă oasele se topesc în mine. Și de ani de zile ascuns și ascuns și ascuns și n-ai îndrăznit să mărturisești lui Dumnezeu păcatul tău. În clipa când îl vei mărturisi, El va ierta vinovăția ta. O, El ridică în seara asta orice vinovăție în numele lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Dacă ești gata să faci acest lucru, ai curajul să stai cu mâna ridicată, cu inima îngenunchiată, cu ochii plini de lacrimi, gata să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, întristarea asta care este după voia ta, știu că-mi va schimba viața. Îndrăznește în seara asta să te pocăiești. Dacă nu ți-a fost rușine să păcătuiești, de ce ți-ar fi rușine să te pocăiești? Aș vrea să îndrăznești să stai cu mâna ridicată și mă voi ruga pentru tine. Doamne, au fost atâtea mâini care s-au ridicat și stau în momentul ăsta spre tine. Dar în spatele acestor mâini sunt oameni, Doamne, care stau cu sufletul întristat înaintea ta. Oh, și nu-mi pare rău că sunt tristați, Doamne. Mă bucur, Doamne, că ai lăsat întristarea asta sfântă. O, tulburarea asta care a născut în ei această frământare care e după voia ta. O, Doamne, uită-te la cei care stau cu mâna ridicată și în adâncul ființei lor, ca Bartimeu altă dată, strigă către tine: ai milă de mine, Doamne! Ai milă, Doamne, de tinerii care plâng în clipa aceasta. Ai milă, Doamne, de cei care au crescut în biserică, dar sunt departe de tine, dar în seara asta au venit aici aduși de prietenii lor. Atinge-te de ei, Doamne, și schimbă-le viața în seara asta. Lasă, Doamne, lacrimile pocăinței. Lasă, Doamne, lacrimile pocăinței. Și odată cu lacrimile pocăinței, Doamne, Doamne, fă să simțim și miezul acela dulce al bucuriei mântuirii. O, vreau ca sufletul meu, sufletul nostru să fie inundat în seara aceasta, Doamne, de lumina binecuvântată a bucuriei pe care o duce prezența ta. O, ferice de cel cu fără de legea iertată. Ridică, Doamne, vinovăția noastră. Venim în genunchi înaintea ta și cerem: Doamne, ai milă de noi păcătoși, îndură-te, Doamne, de noi. O, iartă-ne, Doamne, că am greșit înaintea ta. Șterge, Doamne, fără de legile noastre. Ridică, Doamne, vina păcatului. Rupi orice legătură a întunericului. Rupi orice legătură a păcatului de peste cei care de ani de zile se chinuie să scape, Doamne. Eliberează în numele lui Iisus. Fie eliberat în numele lui Iisus. Fie eliberat de sub puterea țigării, fie eliberat de sub puterea alcoolului, fie eliberat de sub puterea drogurilor, fie eliberat de sub puterea imoralității, fie eliberat în numele lui Iisus. Doamne, în seara asta venim înaintea ta și recunoaștem că fără pocăință nu vom putea fi mântuiți niciodată, că nu putem vedea cerul tău fără pocăință. De aceea mă rog în seara aceasta, dă-ne lacrimile pocăinței. Avem așa de mare nevoie, Doamne, de lacrimile acestea. Dă-ne lacrimile pocăinței. Cred, Doamne, că Tu ai lucrat, pentru că m-am rugat în numele lui Iisus și Evanghelia Ta a fost vestită. Amin.